Vom lectura două versete. Primul verset este scris în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Și al doilea verset îl găsim în Iacov, capitolul 1. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu, versetul 12. Să ascultăm. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Citim și din Iacov 1:12. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a pregătit-o Dumnezeu celor ce îl iubesc. Amin. Vă invit să vă reașezați. Am apreciat și am văzut de bine mesajul acestei întâlniri, motoul sub care se desfășoară părtășiile noastre de astăzi și de mâine, bătălia pentru puritate. Mesaj, proclamare pe care, dreptul care am reținut că reprezintă o preocupare pentru întregul an. Și a zice că e o preocupare pe care trebuie să o păstrăm în atenția noastră pentru toată viața. Bătălia pentru puritate. Dumnezeu să ne ajute să ne păstrăm curăția pe care o dă Hristos prin Duhul Lui, prin cuvântul Său. Una dintre problemele mari cu care ne confruntăm în bătălia pentru puritate este întâlnirea noastră cu ispita. Mai devreme sau mai târziu vom fi ispitiți. Ispita n-are vârste. Firea noastră pământească este vulnerabilă la ispită și firea noastră pământească nu îmbătrânește. Dacă acum dă Dumnezeu harul să fiți tineri, să fim tineri, trebuie să reținem faptul că, deși tinerețea poate să rămână în urmă, firea noastră pământească își păstrează vigoarea și își păstrează tinerețea. Când spune Scriptura, fugi de poftele tinereții, nu spune prin aceasta, nu adresează acest mesaj doar celor tineri, ci tuturor vârstelor. Chiar dacă omul e bătrân, chiar dacă omul e mai în vârstă, poftele acelea sunt tot ale tinereții. Cum să biruim ispita? Asta este întrebarea la care aș vrea în această seară să reflectăm. Cum să biruim ispita? Locul din Biblie pe care l-am citit, cel din 1 Corinteni 10, ne asigură că Dumnezeu nu va permite niciodată ispititorului să ne ispitească peste puterile noastre. Dumnezeu nu va permite ispititorului niciodată să ne ispitească peste puterile noastre. Mai mult, Dumnezeu a pregătit instrumente, a pregătit mijloace pe care ni le pune la îndemână și prin care să biruim ispita. Aceste două mari anunțuri ne umple de curaj, ne umple inima de curaj. Dumnezeu nu va permite să fim ispitiți peste puterea noastră și Dumnezeu va pune la dispoziția noastră instrumente prin care să biruim ispita. Și apoi rămâne binecuvântarea din epistola lui Iacov, ferice de cel ce rabdă ispita. Acum nu o să vă întreb dacă voi sunteți ispitiți sau dacă ați fost ispitiți, pentru că suntem oameni și ispita este o parte a naturii noastre omenești. Nu? Cum să biruim ispita? În cursul vremii am reținut că voi fi mult mai eficient în lupta împotriva ispitei, conștiința îmi va fi trează, voi avea resursele de putere necesară ca să biru ispita, dacă am în atenție 5 adevăruri foarte importante și foarte simple. Seara aceasta trebuie să le învățăm și să ne le punem în inimă. E vorba de bătălia pentru puritate. Bătălia pentru puritate. Haideți să aprofundăm aceste 5 adevăruri. Subtitlul, cum să birui ispita. În primul rând, trebuie să fim conștienți
că atunci când suntem ispitiți, Dumnezeu ne vede. Dumnezeu este martor. Când suntem ispitiți, Dumnezeu e prezent. Dumnezeu e martor. Acest adevăr, adevărul Dumnezeu mă vede, este unul dintre adevărurile majore care, odată păstrat în inimă, ținut în atenție, adevărul acesta are putere să ne ține trează conștiința. Dumnezeu mă vede. Mereu să spui așa, viața mea este trăită sub privirile lui Dumnezeu. Nu este niciun loc pe fața pământului unde aș putea să fiu departe de prezența lui Dumnezeu, unde aș putea să fiu în afara prezenței lui Dumnezeu. Dumnezeu este prezent pretutindeni, El cunoaște absolut toate lucrurile. Nu este niciun loc ascuns în care aș putea să ajung și acolo să nu mă aștepte Dumnezeu, să nu fie prezent Dumnezeu. Cu privire la faptul că Dumnezeu vede tot, e prezent pretutindeni, știe tot, Biblia ne spune multe adevăruri. Aș vrea să reținem câteva dintre versete. Spre exemplu, în Psalmul 33 cu versetul 13 scrie așa: Dumnezeu privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. Ați auzit ce cuvânt? Dumnezeu privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. Ca în Iacov, ca în Iov, capitolul 34 cu versetul 21, cuvântul Domnului se spune așa: căci Dumnezeu vede purtarea tuturor, privește pașii fiecăruia. Și încă un loc din Biblie, locul acesta este scris în profetul Ieremia, în capitolul 32, versetul 19, cuvântul Domnului în locul acesta spune așa: Tu ești mare la sfat și puternic la faptă. Tu ai ochii deschiși asupra tuturor căilor copiilor oamenilor. Mulțumesc celor care au proiectat versetul. Uitați-vă foarte atent la acest loc din Biblie. Despre Dumnezeu se spune așa: Tu ești mare la sfat și puternic la faptă. Tu ai ochii deschiși asupra tuturor căilor, copiilor, oamenilor. Dumnezeu vede tot. Înaintea Lui totul este descoperit. Dumnezeu ne vede când suntem în public. Dumnezeu ne vede când suntem în viața noastră privată. Dumnezeu ne vede la locul nostru de muncă și de asemenea ne vede în intimitatea locuințelor noastre. El te vede când ești singur în mașină. E martor la tot ce faci. Dumnezeu te vede când ești singur în dormitorul tău, biroul tău. Absolut totul vede Dumnezeu. El e acel martor nevăzut, ușor neglijabil, și asta pentru că prezența lui este o prezență spirituală, nu o prezență fizică. Dar această prezență spirituală este mereu și mereu acolo. Despre ea, cuvântul lui Dumnezeu vorbește și în alte locuri. Spre exemplu, ca să rămânem în cartea profetului Ieremia, capitolul 16, versetul 17, cuvântul Domnului în locul acesta spune așa: căci ochii mei sunt cu luare aminte la toate căile lor, ele nu sunt ascunse înaintea feței mele și nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile mele. Vă rog să notați că în lumina acestui verset, ochii lui Dumnezeu sunt cu luare aminte la toate căile oamenilor și nu sunt ascunse înaintea feței mele, zice Dumnezeu. Nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile mele, zice Dumnezeu. Dumnezeu vede tot. În Ieremia 23-24, haideți să ne uităm și la versetul acesta. Auziți ce întrebare se pune aici. Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd eu, zice Domnul? Nu umplu eu cerurile și pământul, zice Domnul? Iată cine este Dumnezeu. De oameni ne putem ascunde, de Dumnezeu nu ne putem ascunde. El vede tot. El vede în ascuns.
Domnul Iisus a spus, Tatăl vostru cel ceresc vede în ascuns. Dumnezeu ne vede și când greșim, ne vede în eșecurile noastre. Vă amintiți de momentul acela în care evanghelistul descrie căderea lui Petru? El s-a blestemat cu vorbe mari că nu-L cunoaște pe Domnul Iisus. Și apoi a cântat cocoșul. După ce cocoșul cântă, Petru tresare și așa, ca dintr-un instinct, se întoarce către Domnul Iisus, care nu era departe. Știți ce făcea Domnul Iisus în momentul acela? Evanghelia lui Luca ne spune așa, Iisus se uita țintă la Petru. În momentul acela în care înspre el Petru se întoarce, privirile lor s-au întâlnit. Iisus l-a văzut. Ne vede și pe noi. Tulburătoare privire. N-a mai putut să stea acolo. A ieșit afară și a plâns cu amar. Dumnezeu ne vede și pe noi. Notați, vă rog, Dumnezeu vede tot. Isaia 66:1, un cuvânt superb. Haideți să vedem ce scrie acolo. Așa vorbește Domnul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Hai să reflectăm un pic la acest verset. Am nevoie să mă ajutați un pic cu imaginația voastră. Hai aici, tu, hai. Ionatan este așezat pe acest scaun. Imaginați-vă că scaunul pe care stă el este cerul. Că așa zice, cerul este scaunul meu de domnie. Țineți, vă rog, în atenție, Isaia 66:1. Și pământul, podeaua, este așternutul picioarelor mele. Pământul este așternutul picioarelor mele. Imaginea este superbă. Cerul e văzut ca un tron și covorul din fața tronului este planeta Pământ. Și Dumnezeu, Iisus, stă pe tron în cer. Așa cum stă, mai zi o dată cum te cheamă, Ionatan. Da. Zic că îmi place cum sună. Deci, așa cum Ionatan stă pe scaun, Dumnezeu stă în cer pe tron. Ionatan, uite-te un pic. Vezi până aici. Știi cum să-ți imaginezi lumea? Cum ai fi tu Domnul Iisus și lumea ar fi de aici, de la vârful piciorului tău până la celălalt. Aici. Și aici vezi tot. Și eu și noi toți aici ne mișcăm. Sub ochii lui. Vede tot. N-ai unde să fugi. Prezența lui este copleșitoare, privirile lui sunt prezente, pătrund. Ei, asta te ajută să birui ispita. Poți să te duci la loc. Dacă mă răzgândesc, te mai chem. Ascultați-mă bine. Care dintre voi, mă adresez băieților acum, care dintre voi în prezența tatălui vostru, semn că aveți un tată credincios, v-ați permite să vă uitați la pornografie? Nu merge așa. Singur te poți scăpa. Dar dacă e tăticul prin preajmă, dar dacă ar fi fratele păstor prin preajmă, ai dat cu telefonul peste casă. Mă vede. Sau dacă mergi cu mașina și mai în față e un echipaj de poliție și are și radar, care nu pune în frână? Care nu ne pune la loc centura? Da, dacă mă vede și mă amendează. Vezi cum conștientizarea
prezențe sau cum prezența celui care are peste tine autoritate te ajută să te conformezi. În lupta cu ispita, când vine la noi o ispită, aduceți-vă aminte, mă vede Dumnezeu. Mă vede Dumnezeu. Și asta te ajută să te păzești curat. 2. Îngerii ne văd. Îngerii lui Dumnezeu ne văd. Deci, numai Dumnezeu, ci și îngerii. Biblia ne spune că Dumnezeu a creat niște ființe spirituale. Ele sunt persoane, ele au rațiune, sentimente și voință. Aceste persoane au capacitatea de a acționa, de a relaționa oameni cu Dumnezeu. Ființele acestea se numesc îngeri. Despre îngeri, cuvântul Domnului în Epistola către Evrei, capitolul 1, versetul 14, ne spune că sunt duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Auziți ce sunt îngerii? Duhuri slujitoare, adică ființe spirituale trimise ca să ne servească, să ne ajute, să ne protejeze, să îngrijească de noi, de noi cei care vom moșteni mântuirea. Acestea sunt îngerii lui Dumnezeu. Despre prezența și lucrarea îngerilor, Psalmul 34, versetul 7 spune așa: Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Hai să ne uităm mai atent la acest verset. Îngerul Domnului tăbărește. Ce înseamnă cuvântul a tăbărâ? E un cuvânt mai vechi în limba română, s-ar putea să vă spună exact nimic. Are sensul mai nou așa de a se năpusti peste, a tăbărâ, adică a se arunca asupra lui, a tăbărât peste el. Dar nu ăsta e sensul principal. Ideea este de a face tabără, de a face cort. Tăbărăște cu sensul de a pune cort, a face casă. Pe vremea aceea oamenii se mutau din loc în loc cu corturile. Așa era, mă rog, popor care mergea de colo încolo cu animale așa, și își mutau corturile dintr-un loc în altul. Versetul acesta spune că îngerul lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu să protejeze pe ai lui, își așează locuința, cortul, lângă cei care se tem de Dumnezeu. Să mută lângă tine. Asta înseamnă acest verset. Ori lucrul acesta este înfiorător. De asemenea, cuvântul Domnului în Psalmul 91 insistă pe această temă în versetul 11. El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Iată dar cine sunt îngerii lui Dumnezeu și ce fac. Acești îngeri al lui Dumnezeu sunt cu noi în locuințele noastre. Merg cu noi pe drum în mașinile noastre. Intră cu noi în case, în locuințele noastre. E cu tine în camera ta. Că asta înseamnă tăbărăște. Asta înseamnă te păzește. Îngerii sunt aceste ființe spirituale, sunt prezenți acolo. Eu odată vorbind de așa aceste lucruri, acasă, Laura, soția, îmi zice, așa o cheamă pe Laura. Odată m-a întrebat un copil, pe tine cum te cheamă? Și eu am zis, pe mine mă cheamă Nelu. Și câteodată mă cheamă Laura. Și mă duc... Da. Ei, îmi zice soția, Nelu, tu chiar așa crezi că îngerii lui Dumnezeu ar putea fi acum în casă la noi? Și am zis, da. Vrei să spui că pe scaunul acela liber ar putea, nevăzut ochilor noștri, să stea un înger? M-am înfiorat. Păi, când ești numai tu acolo, poți să-ți dai drumul. Uitați-vă să vedeți. Ne întâlnim doi în fața bisericii. Și începem să zicem între noi ce vrem noi să zicem între noi. Și când apare al treilea, iute, le adunăm frumos și schimbăm subiectul. Înțelegeți?
Și notați, Îngerul lui Dumnezeu este prezent acolo tot timpul. Uneori, Îngerii lui Dumnezeu se arată nouă în formă fizică. Biblia vorbește și despre acest mod de revelare a Îngerilor lui Dumnezeu. Ei, pe interfață, deci în aparență, se arată ca oameni. Par oameni. Au din partea lui Dumnezeu capacitatea de a se prezenta ca oameni. Deci asta sună ciudat. Vă aduceți aminte când când Lot stătea în oraș, în Sodoma, și au venit niște bărbați străini și n-aveau unde să doarmă peste noapte. Lot a intrat în vorbă cu ei și le-a zis: domnii mei, haideți să dormiți la mine. Nu o să stați în piață aici singuri peste noapte, veniți la mine în casă. Și acești străini au intrat în casa lui Lot. Lot i-a pus la masă. A vorbit cu ei, le-a oferit găzduire, ca la urmă de tot să riasă că acei străini sunt doi îngeri al lui Dumnezeu, trimiși de Dumnezeu să aducă judecățile peste Sodoma. Și exact asta au făcut dimineața. Deci îngeri. Noul Testament zice creștinilor: să nu dați uitării primirea de musafiri, de oaspeți, că unii au găzduit prin ea, fără să știe, pe îngeri. Amintiți-vă că și la Avram s-au dus așa. Așa au apărut și la Manoah. Și în multe alte locuri îi găsim așa. Așa îi găsim și în Noul Testament. Colo la mormântul învierii Domnului era un tinerel. Era înger. S-a arătat femeilor și le-a zis: de ce stați și plângeți? Nu e aici. Când Mântuitorul se înalță la cer, au venit niște îngeri și au vorbit cu apostolii și au zis: bărbați Galilei, ce stați și vă uitați așa? Cum a plecat Iisus? Așa se va întoarce. Deci, țineți, vă rog, minte, îngerii lui Dumnezeu își intersectează căile lor cu ale noastre, a oamenilor. De cele mai multe ori sunt prezențe spirituale invizibile ochilor. Și uneori sunt prezențe care pot fi văzute de ochii noștri. S-ar putea să fii singur pe drum și dată să apară un străin. Putea să fie un înger protector al lui Dumnezeu. Câte situații n-au fost. Îngerii lui Dumnezeu ne văd. Vei spune, care e legătura între prezența îngerilor și puritate, bătălia pentru puritate și biruința împotriva ispitei? Care e legătura? Păi iată care e legătura. Îngerul lui Dumnezeu este acolo și e martor la ce faci tu. Realizând prezența, câteodată îngerii lui Dumnezeu vin la biserică, câteodată auzi, vin la biserică. Că așa scrie în Scriptură, că biserica lui Dumnezeu este o priveliște pentru îngeri. Iar legătura între închinare, biserică și îngeri e subliniată și prin vorbele lui Pavel. Femeia, din pricina îngerilor, se poartă pe cap, se roagă, însemna stăpânirie. De se leagă îngerii lui Dumnezeu și de viața bisericii. S-ar putea câteodată să credem că sunt prieteni. Și din străinul ăsta au venit aici. Dacă intrați în vorbă cu un străin, s-ar putea să vorbiți cu un înger. Dacă nu-i înger, n-ați pierdut nimic. Băgați în seamă pe cel singur și străin. S-ar putea să fie un înger al lui Dumnezeu. Mai de mult, am avut o mașină și am vrut să o vând. Avea an bun, nu era veche la ani, era veche la muncă. Făcuse mulți kilometri, era trecută aproape spre 400.000 de kilometri. M-am rugat de un prieten să se ducă cu ea și să o vând în târg. Cine venea pe acolo se uita la ea, îi plăcea cum arată, numai că o întreba de ani și o întreba și de kilometri. Și când vedea că are atâția, asta nu-i mai bună de nimic. 5 săptămâni nu s-a vândut mașina.
Să uita, pleca. În tot târgul ăla de mașini, cu sute de mașini de vânzare, numai a mea avea aproape 400 de mii. Toate erau sub 150 de mii. Numai a mea. Și prietenul ăsta meu mi-a zis, auzi, dacă vrei să o vinzi, dă 50 de euro și știu eu pe unul care ți-o întinerește cu 250 de mii de kilometri. Și-o vinzi. Am zis, măi, o să fac eu una ca asta. Fii atent. Ia 5 litri de benzină într-un bidon, du-te pe marginea, la marginea orașului pe un câmp, aruncă benzina pe mașină și dă-i foc. Dar una ca asta să nu faci. Să te ferească Dumnezeu. Cum să faci tu una ca asta? Bun, să presupunem că am fi făcut. Și acolo în târg venea un străin. Bună ziua, bună ziua. Se uită la mașină, se uită la kilometraj, 120.000. Domnule, sunt reali kilometri. Și eu de acolo zic, da, domnule, sunt reali. Toți îs reali. Mai sunt mulți alții. Dar ăștia 120.000 reali sunt. Nu-i fake, n-am dat-o în față. Că multe șmecherii are mintea omului pornit la rău. Să umble cu două vorbe și două înțelesuri și cât e mai multe. Să zicem, da, totul e bine. Întrebarea mea pentru voi este următoarea. Ce zici? De unde știi dacă te-a întrebat un înger sau nu? Poate că a fost înger. Poate că a fost trimis de Dumnezeu să te pună la probă în situația aceea. N-ai de unde știi. Există însă un indiciu. Întotdeauna îngerii doar întreabă, nu cumpără. Ce să facă cu mașinile noastre? Și așa e că mai mulți întreabă până să cumpere unul? Deci, aveți business unii dintre voi, afaceri. Interacționați pentru prima dată în viața voastră cu oameni. Aveți grijă, s-ar putea să fie un înger. Și acolo să vi se joace binecuvântarea pentru tot restul vieții. Adică, realizarea acestui fapt, îngerul lui Dumnezeu mă vede, îmi dă resurse de vigilență, de putere, de luciditate mentală și spirituală, să spun ispititorului, înapoi a mea satana. Mă vede Dumnezeu, mă văd îngerii lui Dumnezeu. 3. Faptele pe care le fac rămân. Asta este al treilea principiu de luptă, da? Cum să birui ispita. Tot ce faci rămâne. Cuvântul lui Dumnezeu, cartea Apocalipsa, capitolul 20, ne spune că în cer, la Dumnezeu, există o carte, versetul 12, cartea aceasta se numește Cartea Faptelor. În ziua de apoi a judecății, această carte a faptelor va fi deschisă și oamenii vor fi judecați după cele care se vor găsi scrise în acele cărți. Am zis așa, tot ce facem rămâne. Dar nu rămâne ca memorie. Faptele pe care le facem nu rămâne doar ca memorie, ca o amintire. Nu rămâne așa virtual. Nu în felul ăsta rămân. Ci iată cum cred eu că rămân. Uitați-vă, vă rog, la acest obiect. Cine l-a produs? Știți fabrica? Când l-a produs? Păi, aici o etichetă. Când l-a produs? De cât timp l-aveți cumpărat? Sunt mulți ani. Câte ca ăsta am mai făcut? Bar n-am. Dar un lucru pentru mine e limpede. Ce a făcut în urmă cu mulți ani, eu țin acum în mână. A rămas? A rămas. Microfonul ăla, boxa asta, ce faci, rămâne. Rămâne peste ani oameni care au murit, au construit în urmă cu 300, cu 400, cu 1000 de ani, aici în Paris, case. Casele au rămas, sunt picioare și acum. Așa rămâne, dragul meu tânăr, tot ceea ce facem. Minciunea rămâne. Adulterul rămâne,
compromisul rămâne, compromiterea în pornografie rămâne, rămân și biruințele, rămân faptele cele bune, tot ceea ce faci rămâne. Să vă relatez ce am pățit odată. Am fost în Viena, acolo niște prieteni m-au așteptat la aeroport. M-am urcat în mașină și am plecat cu ei spre biserică. N-am ajuns, n-am pornit bine la drum, că unul dintre ei aduce în discuție o situație. Frate, Nelu, ți-aduci tu aminte când ai fost la noi la biserică vreo 12-13 ani în urmă și în predică ai făcut următoarele afirmații? Nu era rău ce zicea el că am zis, era așa spus într-un anumit fel, dar nu rău, însă atât de străin suna la urechea mea, eu am uitat, încât am avut curajul să-i spun, să știi că eu n-am zis așa. La care el, stăpân pe el, zice, ai zis, dar ai uitat. La care eu de acolo hotărât, stai un pic, eu am zis, tu ai auzit. Cine crezi că ar trebui să rețină mai bine? La care zice, ai uitat. Și pe mine nu m-am mai băgat în seamă, nu m-a pornit casetofonul din mașină. În timp ce ei mă așteptau, au ascultat predica. Și acum au derulat un pic și au ajuns la momentul acela. Și au zis, ia ascultă, oameni buni, vocea mea, vorbele, clar, deci n-am avut ce zice. Să uite la mine, ai zis? Și am zis. Așa scrie în Biblie că în ziua judecății Dumnezeu va încredința, adică va convinge pe oameni cu privire la păcatele lor. 12 ani în urmă am zis o frază și acum mi-o pus-o sub ochi și suna exact ca atunci. Nu, stativul. A rămas? N-a rămas ca memorie. Efectiv s-o auzit exact. Dacă te duci la margine de pădure între două dealuri și strângi odată cât te țin plămânii, numai așa merge ecou. După vreme nu-l mai auzi. Dar strigătul acela continuă să se audă în viac. Se duce printre stele, se duce printre galaxii. Nu mai oprești. Rămâne. Există, cum să zic, o speranță. Cuvântul Domnului ne spune că păcatele noastre pot fi iertate. Și asta înseamnă că acea carte în care sunt consemnate faptele se deschide înainte de judecată. Și acolo unde se găsesc depozitate păcatele acelea, Dumnezeu le îndepărtează prin sângele lui Iisus Hristos. Și ne iartă, slăvit să fie în numele Lui. Numai așa putem scăpa. Că înainte de judecată, în Hristos se ține o judecată și în judecata aceea păcatele noastre sunt transferate pe Iisus și de la Iisus pe noi îi puse nevinovăția și iertarea. De aia zice în Biblie, cine crede în Iisus nu mai vine la judecată. Așa a fost judecat. El trece din moarte la viață. Asta este iertarea lui Dumnezeu. Dar țineți minte, faptele pe care le facem rămân. Ori înțelegerea acestui fapt ne va ajuta să ne păstrăm trează conștiința. Haideți să vedeți cum descrie profetul Habacuc această, cum să zic, existență perenă a faptelor noastre. Habacuc 2, de la versetul 9 la versetul 11. În locul acesta din Biblie, profetul Habacuc vorbește despre niște oameni corupți, care prin corupție și-au adunat câștiguri, bogății, pentru casa lor, peste familie, pentru familiile lor. Și din corupție și din banii aia, ce vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui, ca să-și așeze apoi cuibul într-un loc înalt și să scape din mâna nenorocirii. Au zis cum continuă. Versetele următoare. Rușine casei tale ți-ai croit, nimicind o mulțime de popoare și împotriva ta însuți ai păcătuit. Și au zis ce urmează. Căci piatra din mijlocul zidului strigă și lemnul care leagă grinda îi răspunde. Vai de cel ce zidește o cetate cu sânge și întemeiază o cetate cu nelegiuire.
Rămâneți la versetul 11. Piatra din mijlocul zidului strigă, lemnul care leagă grinda răspunde. Despre ce e vorba? Deci un tălhar, un hoț, a jefuit de la seminii săi, a acumulat bogăție și din piatra furată, din lemnul însușit pe nedrept, și-a făcut o casă. Și acum, după ce a făcut casa, se pune în pat și dorme. Și în timp ce el dorme și se odihnește în casa aia făcută din piatră și lemn furat, în timp ce el dorme, piatra vorbește cu lemnul. Și zice piatra de acolo, vai de el, uite cum dorme. Eu nu sa lui, vai de el. Lemnul îi răspunde, vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite ca să zidească o casă, să facă o cetate. Asta este imaginea. Așa de tare m-a tulburat când am citit aceste texte, foarte tare. Tulburat peste, m-am uitat la bibliotecă, eu am acasă o bibliotecă mare, și ne-a sărit în ochi o carte. Opa, asta nu-i a ta. Ai luat-o cu împrumut de la și n-ai mai dat-o înapoi. Simțeam cum cartea aia mă arde. Ce caut asta aici? De atâta vreme aici, niciodată n-am zis că o fur. Nu m-am uitat să o mai duc. Într-o cutie în care aveam scule de toate, am găsit un clește. Era lui Florin Badiu din Șura Mare. O venit la noi acasă să repare ceva și a uitat cleștele acolo. De cât eu n-am scos o cuie cu el după aia. Și am uitat să-l mai duc. Când îl vedeam, trebuie să-l duc. Și tot așa, de cu vreme. Acum Maria. Am luat cărțile și ne-am dus unde trebuie, dat telefonul Florin să vin să-ți aduc cleștele și după aia m-am dus la biserică și am predicat. Să vedeți cum au venit cărțile mele acasă după aia. Oh, de știam eu de mult, ziceam. Date până adunare. Dar la ușă m-a așteptat un frate și a zis, auzi, ușor ți-a fost ție cu o carte, dar ce mă fac eu că am scule de câteva mii de euro? Ce mă fac? Și am zis, nimic. Folosește-te de ele mai departe și la sfârșit ajungi în iad. Sau îndreaptă-te. Faptele rămân. Deci, vezi, asta te ajută să birui ispita. Înțelegerea adevărului că acțiunile, faptele pe care le facem, răspunsul pe care îl dăm, rămâne. Producem niște realități care există în vecii vecilor. Da, asta înseamnă. Și atunci, de aici, asta te ajută să ții trează conștiința. Mă vede Dumnezeu, mă văd îngerii și ce fac rămâne. 4. Diavolul mă ispitește la păcat. Deci, acest al patrulea adevăr are și el menirea să ne țină conștiința trează. Cuvântul Domnului ne spune că Satana, ispititorul, se apropie de noi în chip viclean, încercând să ne atragă în cursele păcatului, profitând de vulnerabilitățile din firea noastră pământească, ne trage înspre rău, determinându-ne să păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Când vine la noi, să nu credeți că vine cu coarne și cu copite, voi știți, nu vine așa. Așa a fugit de el. Ne-am ascultat sugestiile. El vine viclean. El vine precum vine pasărea de cuc. Știți cum face cucul? Nu? În timp ce o pasăre, să zic, soi de altul, și-a pus oul în cuib, pe ascuns, în timp ce pasărea poate e plecată să se hrănească, cucul se pune acolo în cuib și își lasă ou și mai pleacă în drumul lui. Când vine pasărea, proprietara cuibului, nu bagă de seamă că acolo e încă un ou. E a meu și ăsta. Îl adoptă. Din el iese puiul de cuc. Îi dă de mâncare. Îl crește, îl hrănește. Ăsta se face mare. Dă afară cu puii buni. Rămâne numai el.
Exact așa face diavolul. În mintea noastră își aduce ideile, camuflându-le între gândurile noastre, convingându-ne că acele gânduri ne aparțin. Că-s ideile noastre, că-i viziunea noastră, că-i visul nostru, că-i fericirea noastră, că-i cel mai bun lucru pe care îl putem face sau care ni s-ar putea întâmpla. Așa face satana. Și tu trebuie să ai vigilența să-ți dai seama că îs ou de cuc. Nu e a tău. La David a venit și a pus în minte o idee. Ia, fă tu recensământ. Numără poporul. Era gând, era cel rău. Nu și-a dat seama. Și-a dat seama doar după. Că zice în Biblie că după ce a făcut numărătoarea poporului, a bătut inima. Asta este o expresie biblică pentru l-a mustrat conștiința. Este ciudat. Înainte de a face păcatul, conștiința nu te mustră. După ce îl faci, te mustră. Și invariabil asta se întâmplă. Înainte zici că îți promite fericirea de pe lume. Și după aia, vezi? Deci, ține minte. Diavolul te ispitește la păcat. Eram foarte tânăr, m-am dus cu tata, eu am copilărit în România, acolo undeva, în părțile Bihorului, Munții Apuseni, și într-o iarnă ne-am dus să aducem acasă fân. Aveam o sanie de aia de lemn, trasă de cai, ce vă spun eu, zici că-s din altă lume. Da. De-aia ne-am trăit, când eram mai fecior, așa. Și s-a speriat cai. O luat-o la fugă, praful s-a ales de fân, de sane, de toate, o rup toate. Tata, care a fost și el acolo cu mine, tare sunecășit, dar el era un om foarte calm. Nu se exterioriza așa, am simțit eu că e nervos, dar se abținea. Nu era pocăit. Urma să se boteze după vreo 15-16 ani. Am ajuns acasă, el era și fierar de meserie. Acolo în atelierul de acasă, o spodărie, hai să reparăm ce s-a stricat. A venit rândul să reparăm un lanț. Luat aparatul de sudură să le lipească capetele acolo, să le sudeze. N-a putut. A încercat de câteva ori, nu a ieșit. Și atunci a abandonat, cum ar fi stâlpul ăsta aici așa, era un stâlp de lemn în mijlocul atelierului și bătut cuie în el, de jur împrejur. În cuiele alea agăța ce mai avea de agățat. Bucățile alea de lanț le-a pus acolo așa peste stâlp. Ca și cum o mână nevăzută, da? Ar fi fost o tras de lanț, o pica lanțurile jos. Atunci tata s-a întors așa, s-a uitat la lemn, la lanțuri și a vorbit așa singur. Eu l-am auzit că eram pe aproape. A zis așa, satană, satană, toată ziua te-ai ținut azi de mine să mă enervezi. Mi-ai speriat cai, mi-ai risipit fân, mi-ai rupt lanțurile, mi-ai împiedicat să le sude și acum ca să mă enervez, ai tras jos de ele. Dar să știi una, numai de ciuda ta, eu nu mă enervez. Și s-a dus în casă și s-a culcat. Așa a reacționat la ispită. A înțeles că diavolul ispitește. Asta te ajută. Păi măcar atâta minte să avem. Distinția între bine și rău și că la baza răului se găsește ispititorul. Și spui înapoi a mea, satană. Și asta te ajută să birui. Din cuvântul viu al lui Dumnezeu, pe care îl găsești în Biblie, întărit în inima ta prin Duhul Sfânt, vei înțelege deosebirea dintre bine și rău și vei avea tăria să te ridici și să zici înapoi a mea, satană. Diavolul mă ispitește. Nu-i prietenul tău, este dușmanul tău. Și al cincilea, ultimul adevăr, se numește împotrivire prin legământ. Despre ce-i vorba? Un om din Biblie, mai bătrân, credincios, cu el s-a lăudat Dumnezeu cum nu s-a lăudat cu niciun om până la el. Și nici n-aș fi auzit că după aceea, în afară de Domnul Iisus. Numele lui este Iov. Iov însă avea o problemă. Chiar dacă era mai în vârstă, mai bătrân, din când în când se simțea ispitit. Dragi feciori, ispitit să se uite cum nu trebuie după fete. Iov! Păi ceva, frate, asta e prea de tot. Cum spui tu așa? Păi uite că zic.
în Iov 33 cu 1 sau 34 cu 1, pe acolo, Iov ne spune cum a făcut față problemei. A zis așa, dacă spui eu acum unde e, de-aia le scriu că le uit. 31 cu 1 scrie așa, făcusem legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Deci din soluție ne dăm seama care a fost problema. Înțelegeți? Iată cum a rezolvat problema. Am făcut legământ cu ochii mei. Asta este ideea. Deci când ești ispitit, implică-ți ființa ta în legământ cu Dumnezeu, predă lui Dumnezeu întreaga ta ființă, trupul tău, sufletul tău, duhul tău, cheamă-L pe Iisus Hristos să-ți fie Domn și fă roabele ființei tale, mădularele ființei tale, roabe ascultării de Hristos. Ochii, gura, urechile, picioarele, mâinile, tot ce ești tu să fie pus la dispoziția lui Dumnezeu. Și asta te ajută să birui. Watchman Nee, un creștin din China, a scris într-o carte a lui o mărturie foarte sugestivă pentru acest moment. El povestește că odată călătorea cu trenul. Era în compartiment, la fereastră și citea dintr-o carte. În scurt timp au mai venit și alți tovarăși de călătorie și după o bucată de timp, unul dintre bărbații din compartiment a zis, domnilor, vă propun să facem un joc de cărți. Și ca să fie mai atractiv, să treacă timpul mai repede, să fie pe bani. Watchman Nee s-a făcut că nu-i aude. Cum era nevoie și de acordul lui și participarea lui, domnul acela a zis, domnule, vreți și dumneavoastră să jucați? La care Watchman Nee, în felul lui specific, se întoarce așa și spune, domnule, eu aș juca cu mare drag, numai că n-am mâini în care să țin cărțile de joc. La care ce e cu o uitare? Domnule, ce ai zis? Dar alea în care ții carte, din care citești, ce-s? Și Watchman Nee zice, mâini. La care omul, ușor jignit, iritat, zice, domnule, uitați, bagi joc de noi? Ai sau n-ai mâini? La care Watchman Nee spune, departe de mine să vă supăr. Să vă explic. Eu sunt creștin. Când m-am predat lui Dumnezeu, am dat Domnului Iisus și mâinile mele. Domnul Iisus nu mi le-a tăiat. Mi le-a lăsat mai departe, dar mi-a zis, ai voie să faci cu ele doar ce este în voia mea. Pentru jocul de cărți, domnule, n-am mâini. Mâinile mele sunt ale lui Iisus. Vrei să te ajut cu bagaje? Am două mâini zdravene. Ai nevoie de un pahar de apă? Fugiu-te! Și îți aduc un pahar de apă de la restaurant. Dar pentru jocul de cărți n-am mâini. Mâinile mele sunt ale lui Iisus. Ați înțeles? Când vine ispititorul și zice, ia uite-te să vezi acolo, tu vei spune, n-am ochi. Hai să ne ducem, vei spune, n-am picioare. Zici și tu, vei spune, eu n-am gură pentru asta. Și asta înseamnă împotrivire cu legământ. Și asta te ține treaz. Deci, cum să birui ispita? Dumnezeu mă vede, îngerii mă văd, faptele mele rămân, cel rău mă ispitește la păcat, dar eu mă împotrivesc cu legământ, zicând înapoi a mea Satană, eu aparțin lui Iisus. Și așa birui ispita. Inima ți-e plină de cuvânt, Duhul Sfânt dă viață acelui cuvânt. Și tu ții în minte aceste adevăruri. Mă vede Dumnezeu, mă văd îngerii. Ce fac rămâne. Cel rău mă ispitește, dar eu mă împotrivesc cu legământ. Un frate de la noi din biserică, un coleg de slujire, îmi zice într-o zi, Nelu, nu vii până la noi acasă, am o treabă cu tine. Vin. Am intrat în casă, era așa, camerele te muteai din una la alta, ca în vagon. Și când am trecut printr-o cameră, era camera lui Cristi, un băiat care avea 17 ani pe atunci. Am văzut calculatorul, monitorul mare a calculatorului, masa, și am tras așa cu ochiul și mi-a tras atenția un bilețel care era lipit pe marginea monitorului. Scria acolo, sfințire sau pierzare. 1. Domnul mă vede, îngerii mă văd,
ce fac rămâne. Satana mă ispitește la păcat. Mă împotrivesc cu legământ. Trecut așa în linie. Atât ani au fost drag de el. 17 ani. Le-a reținut. Zisesem la biserică. Asta se întâmpla să fie vreo 12 ani urmă. Acum e păstor în Germania, Cristinel. Dumnezeu l-a ridicat, a fost un tânăr serios. Bun. Hai încoace. Tu. Hai. Imaginează-ți că aici unde e scaunul acesta, să zicem, punem așa, e masă. Aici e o masă mare. Pe masă este un care ultimul model ăștia la Mac. Fain aici așa, pus acolo. Bine ar fi, zici tu. Bun. Și tu ești în camera ta, singur. Lângă computer ai cărți și îți faci, să zicem, tema la matematică sau la chimie sau la Dumnezeu știe ce. Pe urechi ai niște căști și pus acolo la computer. Asculți muzică, citești, îți faci ce trebuie făcut. La un moment dat, ping, sunetul ăla. O notificare. Cine-i? Deschizi, mai dai un click, mai dai unul, mai dai unul și apare acolo o reclamă. N-ai vrea să vezi cum arăta Pamela Anderson când era tânără? Am zis și eu. Chiar am văzut una de asta. Dumnezeu să o mustre. Da. Nu-ți dai seama și clic, clic, clic și deja ai intrat în lumea și imaginează, stai acolo cu ochii. În lumea pornografiei. Te-a luat, te poartă. Gata. Uitat de teme și de toate. Încet, în cameră la tine intră cineva. Tu îi dă cu ochii acolo. Nu îți dai seama că ai căștile pe urechi. Se apropie așa de tine încet, se uită preț de câteva secunde peste umăr și vede și el ce-i pe monitor. Și deodată, Ionatan, numai așa simți tu. Și te întorci. Și când te întorci, cine crezi că-i? Tata. Cum te simți? Jinat. Da? Ionatan, noi doi vorbim cu ceilalți, ferice de cei prinși. Înțelegeți? Bun, iată cum mă gândesc eu că am putea judeca treaba. Îți faci tema, apare notificarea. În momentul în care apare notificarea, apare sugestia aia. N-ai vrea să? Primul lucru, deci este bine ispita. Primul lucru. Dumnezeu mă vede. Așa să-ți imaginezi cum stau drept în picioare, în fața ta, să-ți imaginezi că stă Domnul Iisus și se uită la tine. Și când zice ispita de acolo, hai, tu te uiți la mine și zici, mă vede Dumnezeu. În partea cealaltă este un înger al lui Dumnezeu și îngerul ăla mă vede. Mai încolo un pic e un înger, nu știu cum să-i zicem, a cărui obiectiv este ca la fratele, ca la fratelui să filmeze tot. Să vadă, ia să văd ce faci, Ionatan. Să consemnăm tot și să trecem în registru, în cartea faptelor. Ce face el, rămâne. Mă uit și la ăla. Nu m-ar onora să rămână asta. Nu mi-ar place ca lumea să știe ce am făcut sau asta, cu asta să fie asociată persoana mea. Nu fac asta. Nu. Pe masă, un drac. Atâta sau mai mare. Aceea pe masă. Care zice, hai! Numai acum, Ionatan. Și altul un viac. Acum și după aia te pocăiești. Și Dumnezeu te iartă. Acum și în viac nu mai fac. Și atunci tu tragi aer în tine și zici,
Satană, înapoi a mea. Pe mine mă vede Dumnezeu și mă văd îngeri. Ce fac eu rămâne? Eu aparțin lui Iisus, înapoi a mea, Satano. Ochii mei aparțin Domnului. Nu fac ce-mi spui. Și așa birui ispita. Înțelegi? Amin. Resursele sunt două. Cuvântul, Iisus a biruit pe diavolul prin cuvânt, și Duhul Sfânt, care dă viață. Bun, acum trebuie să le spunem în comun. 1. Domnul, mă, eu nu gapă, nu le spuneți. 1. Domnul mă vede. 2. Îngerii mă văd. 3. Faptele rămân. 4. Diavolul ispitește la păcat. 5. Potrivire cu legământ. Câți vă gândiți să le scrieți undeva așa și să le țineți sub ochi? Precum Cristinel. Pe colțul oglinzii în baie, pe ecranul telefonului, în loc de mașina aia tare. Domnul mă vede, cel mă văd. Și așa, dragii mei tineri, ne disciplinăm mintea, sufletul, să rămână lipit de cele sfinte.